Oh, salut frumoșilor, bine v-am găsit la un nou episod de Forza Horizon cam 4. În curând vine 5-ul, stați un pic că mă lua cam tusea. Cred că mai avem fix o lună, dacă nu mă înșel, până ne vine Forza Horizon 5. Bă, băieți, eu unul de-abia o aștept, adică arată bine, are lucruri oarecum noi introduse. Deci pot spune că o aștept cu mare drag, mai ales că avem și volănașul ăsta, care la momentul actual nu este băgat, pentru că astăzi o să fac ce n-am mai făcut de ceva destul de mult timp, și anume o să dăm multitudine de windspin-uri. După cum foarte bine știți, nu știu de ce, eu am impresia că am cumpărat varianta aia mai premium la Forza Horizon 4, la 5 o avem mai mult ca sigur, pentru că efectiv o avem că am cumpărat-o, doar ce am cumpărat-o, știți foarte bine, am dat $100 sau de euro, nu mai știu, dolarei parcă să zic au fost. Și efectiv ne trimite wheelspin-uri, cred că dacă nu mă înșel, odată la 10 zile aparent sau săptămânal, nu știu când ne trimite. Dar ne trimite o grămadă de super wheelspin-uri. Cred că avem undeva la 40 de super wheelspin-uri, dacă mai și cumpărăm. Nu vreau să promit pentru că nu știu sigur. Plus wheelspin-uri normale, pe care vreau să le cam folosim astăzi, pentru că vreau să strâng o grămadă de bani, băieții, și să cumpăr așa toate mașinile, mâncați-și. Pentru că oricum, așa cum am spus, Forza Horizon 4 e pe ducă. Nu o să mai avem ce face cu... nici cu wheelspin-urile, nici cu nimic de aici. Bă, mă oftică, nu există ceva care să... Dai, da frate, apăs un buton și le ia pe toate delivery rahat ăsta. Nu cred. Da, în orice caz, am primit și niște mașini aparent, dar sunt proaste, cred. Haideți să începem cu wheelspin-urile. Să le numărăm frumușel, pentru că avem o gră... Aaaa! Cum era să începem din prima cu un Centenero, ești nebun? Era super. Bă, le vindem pe ăștia, dă-le încarici de aici, că n-avem ce face cu ele. Hai, tati! Bă, 400.000 de bănuți. Nu aș spune că e cam rău. O vindem și pe aia. Mai buni bănuții decât ăla. Bă, dar nu aveam aparent mașinuța aia. Mustang oricum îl aveam, nu cred că era mai mult de 30-40 de mii. Ce mă enervează la chestia asta e că nu poți să le accepti gen și să le dai după, trebuie neapărat să le dai de aici. Da, haide să vedem. Bă, vreau și eu măcar o mașină legendară din aia puternică așa. Una puternică de tot. Ferrari ăla, dacă nu mă înșel, cred că l-avem, pe ăsta vreau să-l vând. Aparent nu l-aveam, m-am cam înșelat. Bănuți, nu e rău deloc. Hai să vedem. Până acum nimic așa wow, nimic cam wow, dar nu se știe ce cam ne rezervă viitorul. Bă, dar vreau și o mașină, mă, domnule. Lotusul ăsta e prost, cred. Nici nu știu dacă să-l vând pe 70.000 sau să-l bag în... Hai să-l bag în garaj, dar nu cred că costă mai mult, adică... Măcar l-a rămâia 500 de bănuți. De mii de bănuți. Crezi că îmi dă și 5.000 că mă... Bă, ăștia de obicei Forza Edition sunt mai scumpe, așa că o să le vând, pentru că le am deja. 300.000 de bănuți, practic, din spinul ăla, nu erau deloc. Sunt curios cât strângem, mă. Bine, cu tot cu mașini ce mai primesc și așa, s-ar putea să fac ceva. Pentru că avem chiar o grămadă de wheel spin-uri și mai avem și normale, vind-o, frate. Ce avem în mare parte vând, că nu prea am ce să fac cu ele. Și plus că sunt mașini proaste, adică dacă era Centenero ăla, de exemplu, nu-l vindeam de aici, pentru că mi se pare că e mai scumpă așa, dar așa n-are rost. Bă, dar sunt câte 6 acum, deja am dat 12, cred. Cred că zisei cam puțin 40 de super wheel spin-uri. Cred că sunt mult mai multe. Charger Daytona ăla parcă l-am. 450.000. O vând pentru că de multe ori sunt scumpe în ăsta, dar pe auto show sunt foarte proaste și nu ai ce să faci cu ele și efectiv dacă nu le dai aici, practic îți iei țeacă. Am mai făcut eu așa cu vreo două mașini pe care îmi dădeau vreo tot așa 400.000-500.000 și ele se dădeau la ăla cu tot așa maxim sau chiar mai puțin, nici nu mai știu. Ideea e că după nu mai poți să le vinzi. Le vinzi ori acum, ori după poți să le dai doar la player, înțelegeți ce zic? Da. Bă, până acum am făcut un picuț de bănuți. Trebuie să... Ăsta, Jaguarul ăla, nu cred că l-am. Ba da, îl vând atunci. Hai, frate, hai. Bă, vedeți că avem mult mai puține lucruri de astea de îmbrăcăminte și așa mai departe acum. Adică... Bine, mi se pare și normal, având în vedere... Ăla era șmecher. Bă, dar vă bate joc de mine, frate.
Vreau și o mașină mai fâșneață, mai ceva. Ia uite deci câte super wheel spin-uri dau. A, avem câteva... 190.000. Mai e rău, dar... Hai, bă, măcar Bentley-ul ăla. Bă, frate, ne simți cu mine, băieții. Ce fac cu BMW-ul ăsta? Mi-l bag în dodoașcă, ia și vinde-l. Băi, ce Peugeot. Și mama lui, bă, nu-l aveam, deci îl păstrez. E bine că, gen, dacă mai avem din astea cu buget și așa mai departe, pot să le iau. O, 650.000, bun, bun, bunuț. Aș cumpăra o mașină puternică, domnule, dar nu știu ce mașină puternică. Lăsați-mi voi în comentarii o mașină fâșneață până la 20 de milioane. De fapt, lăsați-mi mai multe, pentru că de multe ori mașinile astea foarte rare nu prea le găsești. De multe ori, efectiv, nu se găsesc. Și aș vrea să, totuși, să pot să o iau. Da, deci lăsați-mi în comentarii și o să iau una din cele multe mașini pe care o să mi le dați. În cazul în care nu găsesc mașina cea mai lăicuită, ca să zic așa, o să iau la rând următoarea. Pentru că, așa cum spuneam, aș vrea să cumpăr o mașină fâșneață și să o testez cu prietenii mei. Așa că dați-mi o mașină puternică. Să facem așa, cam cursă cu mașina abonaților, băieții. Am bani pentru orice mașină, pentru că dacă nu mă înșel, maxima este de 20 de milioane. Maxim cum poți să pui gen la ăsta, la auto show sau cum îi zice, este de 4 milioane. Uite bă că ai și Red Biker Head-ul ăla. Vinde Renault Clio. E bine că e... Wow! Forza Edition-urile alea sunt... Dacă nu mai știu, sunt modificate și cred că de-aia le dai cu mai mult, că practic costă cumva mai mult, dacă nu mă înșel eu. Bă, acum văd că am început, eu cred că începuseră să dea și mai multe pentru că e și jocul oarecum pe final și zice, bă, ia mă să le dau și la milogii ăștia. Cred eu, nu știu. Haide să vedem. Câte mai am, bă, domnule, bă? A? Hai că nu cred că mai sunt așa multe, mă. Nu mai par așa multe. Ia să vedem. Bă, dar nu primi, frate, nimic ca lumea, o mașină. Bine, mai primi mașini pe care nu le am, dar gen nu, pe care nu le am și bune. Adică primi bagiocuri în mare parte. Dă-mi, frate, ceva mai șmecher. Dă-mi o mașină din aia fâșneață pe care nu am. Bine că am și multe cei drept și având în vedere că am dat o grămadă de spinuri, mașinile la spin se cam... se cam repetă. Mă oftică chestia asta, să știți. Faptul că se repetă, pentru că, bă, schimbă-le săptămânal sau ceva de genul ăsta, pentru că deja spre final le am pe toate, înseamnă, de la Super Wheel Spin sau aproximativ, na. Mi se pare că sunt diferite la Wheel Spin față de Super Wheel Spin, dar nu prea mă ajută cu nimic, sincer vă zic. Bă, este ultima aparent de Wheel Spin-uri. Oricum au fost o grămadă, să vedem ce Wheel Spin-uri mai avem normale, nu super. Ia să vedem. Nu știu de ce nu începui cu alea, sincer. Bă, da, a. Deci am și Blue Biker și Red Biker, bă, da, astea cam nesimțiți. Ia să vedem, da, nu, nu mai avem altceva. Haide la aici, da, nu le vedeam de nas. Wow, 47 de spinuri, bă, cred că avem 100 de spinuri, mă. E bine că ăsta se oprește ceva mai repede, dar toți sunt 40 de spinuri, sunteți nebuni. De aici mi-e greu să cred că primești ceva mai bun față de ăsta de Super Wheel spinuri. Adică mai rar vezi lucruri de gold pe aici. A, ia uite una. A. Și când o băgai în garaj din greșeală, apăsai de prea multe ori enter. Bine că sunt bune și ăștia. Acum facem figuri, băieții, să vedeți la Forza Horizon 5. Să vedeți atunci ce ne bucurăm și la 10.000 de bănuți. O să fie, să știți că la început cred că o să trebuiască să facem live-uri și nebunii mai multe. Pentru că gândiți-vă și voi că dacă nu, noi nu putem să ne facem efectiv episoadele. Adică... Oricum, o să apară cel mai probabil și acolo niște metode de a face mai mulți bani, metode mai neortodoxe, ca să zic așa, bine acceptate, ca să zic așa, dar nu doar din mașini și așa mai departe. O să facem cel mai probabil oricum lucrurile săptămânale, care sunt curse și așa mai departe de câștigat. Nu știu dacă neapărat pe episoade, poate mai mult pe live-uri decât pe episoade. Pe episoade să fie ceva mai compact și mai interesant, ca să zic așa. Dar sigur o să ne apucăm să facem live-uri ca să mai facem și noi un bonus. Și plus că putem să avansăm și în storyline, având în vedere că este nou. Bine, și aici am mai jucat cât de cât, dar nu prea am jucat online, ca să zic așa. Adică nu cu live-uri, nu cu alea, habar nu am.
Haide să vedem. Bă, momentan de aici nu primi absolut nimic bun. Ăștia sunt, e primul lucru ok pe care îl primesc, bănuții aia. Deci de 2, 30 de spinuri, cam așa. Și primesc numai rahatul. Aia zic, frate, mai schimbați și voi, de duia de iară. Mai schimbați și voi lucrurile astea, dacă nu mă înșeluam și pe asta. Ia și vindere. What? Un milion? Bă, cred că e cel mai mult pe... Mă jur că e cel mai mult de am primit în viața mea și la Super Wheel Spin-uri de când mă joc Forza, un milion. Nici nu știam că e posibil. Și din spin normal, what the fuck? Și sunt și pice. Un milion, ești nebun la cap, un milion în cap. Păi aproape, nu chiar, dar oricum majoritatea mașinilor bune și ca lumea sunt sub un milion. Adică nu-mi dau seama vreo mașină mai bună pe care puteam să o primesc. Poate în Centenero ăla e ceva mai scump. Din ce țin acum minte că există la Super Wheel Spin, că așa sunt mai multe. Bă, ești nebun, tocmai ziceam că nu primisem nimic. Bine, nu pot să zic că pentru milionul ăla gata spălă păcatele, dar uite că mai primim câteva lucruri. Nu aveam Porsche-ul ăla aparent. Da, un milion, e bun. Facurăm 30 de milioane de bănuți, băieții. Deci chiar am de vândut. Bine, dacă vreți pot să vând și mașini. Am destule de vânzare pe care le pot folosi. Licanul ăla nu mi l-ar fi dat și mie. Mi se pare că e vreun milion. Bă, mai avem noi niște, pe la Forza Ton, niște puncte, dar în același timp n-aș vrea să le folosesc pe Super Wheel Spin-uri. Super Wheel Spin-uri aici, pardon. Sunt 1900, dar gen mai sunt mașini din ăstea de cumpărat. Nu înțeleg ce caută rahatul ăsta de Nissan de... Bă, dar nu-l am de fapt, înseamnă că e mai rar, într-adevăr. Pe asta o am, dacă nu mă înșel, s-ar putea să o fi cumpărat tot... E interesantă mașina, adică chiar e șmecheră. E ceva din asta... Limited edition sau ceva, deci da, e interesantă. N-am ce să comentez, dar nu avem ce să luăm acum și nu aș vrea să iau Super Wheel Spin-urile alea. Da, ziceam de pentru Forza Horizon 5 că asta o să facem practic pe aici, misiunile astea, vedeți, și nebuniile cu own and drive, nu știu ce, și să le facem bine, gen cu camionul. Toate nebuniile astea o să trebuiască să le facem, pentru că săptămânal, dacă nu mă înșel, se adaugă, da, săptămânal. Câte o mașină din asta mai șmecheră, ori scumpă, ori pe care nu prea pot să o iei în alt fel. Cum au fost alea de la... Hot Wheels, mi se pare, și erau foarte scumpe. Trebuia să o vând eu atunci când am luat-o, pentru că după au scăzut, pentru că au venit foarte multe. Dar oricum, nu e asta o problemă. Ia uitați aici, câte mașini am, mă, până la urmă? Am o grămadă de mașini. Ia, mă, chiar, cât mai e, mă, aia de la Hot Wheels? Pentru unii s-ar putea să pară plictisitor, dar pentru unii e interesant să vadă și mașinile și gen partea asta a jocului pe care nu prea o arătăm de obicei. Cum dădeam, mă, mâncați așa? Auction House, ce prost sunt. Ia să vedem. Search cars. Make Hot Wheels. Unde o fi? Hot. Bone shaker-ul ăsta mi se pare că era una, de era vreo 5-6 milioane. Opa! Ho-ho, dar ce s-a scumpit bone shaker-ul? S-a scumpit binișor. Ajunsese la, parcă și la 3-4-5 milioane. De-aia v-am zis eu că gen, mașinile ăștia mai cresc după în preț. Asta e ca la, vorba, ca la Bitcoin. Se mai duc. Ia, auction alert, nu, pardon. Nu știu dacă mai am, start auction, ia să vedem. Hot Wheels. Prea mult Hot Wheels. Da, mă, am bone shaker. Deci eu dacă aș vrea acum aș vinde mașina asta cu 10 milioane. Dar nu prea am de ce să o vând, că îmi place. Adică chiar arată și maker. Ce mă au ăștia la Hot Wheels? Ia să vedem. Nu bone shaker, Hot Wheels Co. Oricum toate de la Hot Wheels mi se pare că sunt frumoase. Nici frumoasă nu e asta și nici scumpă aparent. Toate sunt speciale în principal, dar Mustangul ăsta mi se pare că mai e cât de cât scump. Mi se pare că l-aveam, dar l-am vândut, parcă. Mi se pare că l-am dat pe ăsta, da, l-am avut. L-am avut și pe ăsta, sigur, 16 milioane s-a făcut și asta aici, nebun. Mi se pare că l-am dat cu mult mai puțin de atât. Nu mai știu sigur, dar ia să vedem, na, nu mai arată. Voiam să văd dacă cumva mai arată bizurile. Ia mă, chiar, că sunt curios, mi se pare că poți să vezi de pe ESC, de pe undeva, cât ai în total, gen, bugetul la mașini, gen, cât ai tu în garaj. Unde mă uitam eu? Parcă de pe la Horizon Live. Stațuri.
Deci, Gears Value, 211 milioane de credite mâncavaș. Numai evoluaturile sunt de 26 de milioane. În total am câștigat 156 de milioane și cu ce am mai cumpărat eu mașini și așa mai departe, valoarea este de 211 milioane. În total am încă 30 de milioane, deci undeva la 240 de milioane de cr. Bă, e mult, având în vedere că n-am băgat leu în joc, adică gen să cumpăr bănuți, nici făcături de bănuți, nici bănuți efectiv în joc, mi se pare că... Nu știu dacă poți, s-ar putea să poți, dar nu știu sigur. Nu promit, nu știu dacă poți, chiar nu știu. Dar e mult, bine că avem și timp jucat 205 ore, nu e exagerat, dar oricum, e ceva. Adică, e. Horizon Live, Time Driven. Păi cred că ăsta e în mare parte cam ăsta ar fi joc, poate un pic mai mult ce mai stai prin meniu, dar vreo 200 și ceva de ore, cât înseamnă asta? 24 de ore? Vreo 9 zile gen de joc. Păi nu e exagerat, pentru că noi la filmări nu mâncăm chiar atât de mult timp, adică gen să zici că intrăm și jucăm câte 5 ore pe zi. Nu. Ia, primi două super wheels, spin-uri, dar nu știu de ce. Sincer. Da, în orice caz, bă băieții, cam asta o să fie cu episodul. N-am primit mașini, cine știe ce șmechere, dar bănuți am făcut, cred că vreo 10 milioane. Dacă nu mă înșel, e ceva, 10 milioane sunt bănuți. Aveam eu o tactică prin care dacă jucai excepțional, făceai vreo câteva milioane, nu mai știu clar câte pe oră, dacă nu, ceva mai puține. Oricum, în Forza se pot face bani. Spre deosebire de GTA, unde trebuie să pierzi zile întregi și degeaba, în Forza se pot face bani și faptul că poți să vinzi mașinile cu un preț destul de ok, adică poți chiar să faci business cu mașini dacă știi că să le cumperi și așa, față de GTA, unde le dai pe degeaba sau efectiv le arunci pentru că nu poți să le vinzi deloc, ăștia sunt mai puțin pay-to-play față de GTA, dar GTA una are un renume, bine, nu că Forza n-ar avea și sunt cam scârțari nenorociții. Da, bă, cam asta o să fie cu episodul, așa cum vă spuneam. Sper că v-a plăcut. Exact cum spuneam, la unii unora s-ar putea să li se pare mai plictisitor, pe alții interesează și partea asta de nevăzută a jocului. Deci, dacă doriți, nu uitați să vă abonați, nu uitați că în cam 30 de zile, o lună, o 31 de zile, nici nu știu, ba nu, luna are 31, cam în 32, cred că, de zile, practic, vine. Cred. Nu știu, mă pierdui. Cred că în vreo 32 de zile s-ar putea apare Forza Horizon 5. De-abia așteptăm, de-abia așteptați și voi. Cred că chiar atunci, în ziua aia, o să posteze unul sau doi dintre noi. Nu știu dacă toți trei, pentru că cel mai probabil unul să aibă și un de GTA. Dar asta este partea a doua. Cam asta o să fie cu episodul, exact cum spuneam. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați butonul de like și o să ne vedem, ca de obicei, data abiatoare. Vă pup pe toți, pa, pa!